Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun găsit la Tomis TV! Recunosc că am avut o seară foarte proastă, am o zi foarte proastă. În urma accidentului absolut incredibil de seara trecută, multe lucruri în ceea ce credeam eu despre România s-au schimbat. Este o emisiune specială pentru că s-au împlinit 5 luni, suntem deja în cea de-a 6-a lună de când Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța stă cu lacătul pe ușă. Alături de mine, în platoul emisiunii, singurul om care a vorbit cu subiect și predicat încă de atunci, din luna octombrie, despre incompetența care patronează tot ceea ce se întâmplă în jurul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, este doamna dr. Cora Mitroi Maxim. Bine ați revenit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Toate lucrurile pe care le spuneți, le scrieți de 5 luni încoace, lucruri pentru care ați fost acuzată încă de la cel mai înalt nivel de aici, din municipiul Constanța, chiar de primarul municipiului Constanța, s-au adeverit, practic, că le place să recunoască că noi suntem triști să vă dăm dreptate, realitatea ne arată că și cele mai recente termene date de diverse voci din primăria Constanța, iată că au fost depășite și spitalul este în continuare cu lacătul pe ușă. Aș vrea să precizez, înainte de a-i da cuvântul doamnei doctor, că am încercat să aflăm informații la zi în legătură cu situația de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. I-am transmis un mesaj doamnei doctor Ana Maria Iancu, cea care, despre care știam că este purtătorul de cuvânt la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, acolo unde fusesem trimisă de către purtătorul de cuvânt al primăriei Constanța, când am încercat să cer informații de la primărie, am fost rugată să mă adresez doamnei dr. Iancu pentru că dumneaei răspunde de comunicarea pe această situație. Ei bine, m-am adresat doamnei dr. Iancu, doamna dr. Iancu și-a cerut scuze, a spus că nu mai este în această situație de a comunica pentru spital, că singura persoană care comunică în legătură cu spitalul este doamna Cambrea, este managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Am transmis și doamnei manager Cambrea un mesaj care nu pentru... prea comunică. Mă scuzați că v-am întrebat. Am primit niciun răspuns. Cu alte cuvinte, suntem în această situație, da? În care așteptăm ca oamenii ăștia, dacă binevoiesc, dacă au chef, se pare că nu să ne ofere vreo informație legată de spital. Ce știți dumneavoastră despre situație? Cam ce știți și dumneavoastră. Din păcate, ca și cadru medical angajat pe perioada nedeterminată din 2009 în SCBI Constanța, nu am alte informații oficiale mai multe decât le aveți dumneavoastră. Comunicarea dintre actualul management interimar și toți angajații, să nu credeți că e vorba numai de mine, angajații din Spitalul Județean, de exemplu, nu cunosc informații, nu știu alți, ba da, și pe la pneumologie Palazus, tot așa, sintagma care guvernează tot ce înseamnă SCBI Constanța este silențio stampa. Nu avem voie să vorbim prea mult, nu avem voie să adresăm întrebări, pentru că deranjăm, pentru că supărăm. Acest management dând dovadă de foarte multe ori de atitudini de-astea comunistoide și să știți că și pe vremuri când am mai perceput această atitudine de lipsă de comunicare sau de comunicare de-asta de la superior la subaltern, în condițiile în care suntem o echipă, da? Pentru că spitalul presupune o echipă. Nici doctorul nu poate să fie nimic fără cel de jos și viceversa. Comunicările din acestea pe scara asta ierarhică, de sus în jos, făcute numai unidirecțional, să știți că nu sunt constructive. Regret că doamna doctor Cambrea, de altfel integru profesional, cel puțin așa credeam eu, un cadru universitar, un cadru didactic universitar, profesor, iată a devenit doamna doctor, a ales această cale de a nu comunica cu angajații, angajați care de altfel se află într-o stare cumva particulară și grea, pentru că nu numai că ei sunt detașați, dar sunt cumva
într-o nesiguranță a locului de muncă, într-o nesiguranță a zilei de mâine, au fost discriminați. Am mai spus-o și îmi cer scuze dacă mă repet, dar este foarte important ca cetățeanul constanțean, plătitor de taxe, să știe chestiunea aceasta, pentru că vedeți dumneavoastră niște angajați mulțumiți vor da societății din care provin înapoi. Un angajat în sistemul medical public mulțumit altfel va performa la patul bolnavului. Noi acum avem de a face cu peste 200 de angajați ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, disparați așa, o parte sunt pe loc, în spital, nedetașați, pe niște salarii mizere, fără niciun spor de boli infecțioase, fără niciun spor de nimic, stau în fric, nu există căldură. Dar ce fac efectiv? Cumva... Probabil supraveghează lucrările astea care se fac acolo, iar personalul ăsta de tip îngrijitoare fac curățenie după puținii muncitori care au lucrat în cadrul spitalului. Nu vă imaginați că au fost foarte mulți, dar 3-4 muncitori care lucrează în stilul românesc au necesitat ca după această văruire spoială, cer scuze, dată pe hol și nu în saloane, a necesitat să aibă pe cineva care să strângă și să curețe. Sunt asistente șefe care stau pe loc, care probabil că organizează chestiunile acestea de tip hârtii, pentru că probabil sunt niște proiecte care se fac și cineva trebuie să le facă. Eu nu minimalizez importanța acestor hârtii, dar eu cred că o asistentă șefă nu s-a pregătit pentru a sta 5 luni în frig și a nu mai sta la patul bolnavului sau a nu mai coordona o activitate medicală. Toată lumea, da, stă pe salarii mici, o infirmieră, ca să vă faceți o idee, care stă pe loc, ia 1600 de lei net. Pe de altă parte sunt salariații care au fost detașați pe codul muncii, care presupune detașare fără sporuri de detașare sau spor de COVID, și mai vorbim de noi, ceilalți, o parte, nu știu să vă spun exact procentual, știu doar că am fost efectiv împărțiți, nu știu sub pe ce criterii s-au făcut aceste împărțiri. Noi, cei pe ordinul de DSU, am primit toate sporurile. Așa că o infirmieră sau o asistentă care este în spital de boli infecțioase este plătită mai puțin decât una care este pe codul muncii detașată și respectiv mai puțin, amândouă mai puțin decât cea care este detașată pe codul, pe DSU, pe ordin de ministru, secretar de stat Arafat. Lucrurile astea, să știți că nu au fost chiar de bun augur, pentru că asta zic cumva și animozități și iată că nu mai suntem o echipă, nu mai facem corp comun, pentru că asta într-un fel imput, printre altele, doamnei manager interimar. O să mă refer la domnia sa ca la doamna manager și nu doamna doctor, pentru că respectul meu față de dumneai va rămâne pentru doctorul Cambra. Ca manager m-a dezamăgit pe mine ca angajat al spitalului și pe dumneavoastră, cred, ca locuitor al Constanței, pentru că noi toți avem nevoie de spital. Pe de o parte, eu ca angajat, să mă duc să-mi desfășor activitatea la locul de muncă pentru care am dat examen, și pe de o parte, dumneavoastră, constanțeanul, care are nevoie de Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, spital dedicat. Sunt voci care spun că există un compartiment de boli infecțioase la Spitalul Militar. Există și face treaba, evident, dar este insuficient. Este insuficient pentru toată patologia și ia, uitați ce se întâmplă, nu numai COVID-ul și nu numai bolile infecțioase pe care le știm cele care ne pun probleme, dar trăim vremuri foarte grele. Trăim vremurile acestea tulburi. Dar suntem campion la a ne bate cu pumnul în piept. Recunosc, dezamăgirea mea încă de aseară este o frustrare uriașă. Da, mă refer la acel dublu accident aviatic, condoleanțe și putere familiilor care au rămas în urmă, pentru că este ceva înfiorător. 8 oameni și-au pierdut viața aseară în acele accidente aviatice. Recunosc, la mine, eu am căzut psihic în momentul în care aproape de miezul nopții, după ce am primit mai multe comunicate din partea mea PN-ului referitor la cei 5 despre care s-a vorbit, membrii ai echipajului din elicopter, s-a descoperit că de fapt erau 7 și în acel moment am realizat că de la cel mai înalt nivel, dintr-o instituție care este pe primul loc la încredere
din partea cetățenilor, da? Pentru că cam asta ne mai rămăsese, armata. Armata și apoi biserica, da? Pentru mine a fost semnalul clar că și acolo lucrurile sunt exact așa cum arată de fapt întreaga societate. Și frustrarea și amărăciunea mea este și dezamăgirea mea este în primul rând vis-a-vis de noi, de cetățeni, pentru că am permis ca 30 de ani țara asta să fie ocupată de o gașcă de impostori și de incompetenți. Da, de asta este am fața asta și am atitudinea asta, poate nepotrivită pentru o emisiune de televiziune, pentru că, repet, am permis ca indiferent, nu mă refer acum, nu are legătură cu niciun partid politic, dar indiferent din ce zonă au venit oamenii ăștia, au fost cumetri peste cumetri, minciuni peste minciuni, oameni generali făcuți, puse stelele pe umăr peste noapte și mor oameni în spitale, în elicoptere, ardem pe unde se nimerește, murim pe unde se nimerește în țara asta din cauza unor incompetenți care ocupă locurile și ne conduc cu ghilimelele de rigoare într-o nesimțire înfiorătoare și într-o nepăsare înfiorătoare. Nu le pasă, efectiv. Și o să citez din prietenul meu, doctorul Adrian Barbu, care doctor neurolog, care din punctul meu de vedere a sintetizat felul în care arată astăzi lucrurile în toată societatea românească. Mi-a transmis un mesaj și mi-a spus așa: acum vreo 10 ani mă certai și îmi spuneai că sunt eu pesimist și că nu mai văd partea bună a lucrurilor. E adevărat, pentru că eu sunt o fire optimistă și atunci de fiecare dată încerc să văd, hai că poate totuși, să vedem raza de lumină, nu? Și spune așa, și atunci era doar începutul. Astăzi trăim vremuri superbe cu experții în sănătate publică, a se vedea domnul Doru Iordache, persoana cu vasta experiență în domeniul sănătății, abilitați să se ocupe de problema spitalului de infecțioase, dar și oameni cu pregătire tactică și militară de zeci de ani, vezi Ionuț Rusu, șeful apărării civile a orașului, proaspăt numit zilele astea. Pentru că este un adevăr, da, domnul Doru Iordache, pe care nu îl cunosc, știu despre domnia sa că a fost un jurnalist, este cel care se ocupă de redeschiderea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. La asta face referire medicul Adrian Barbu când spune vasta experiență în domeniul sănătății. Din păcate, v-am zis, vremurile pe care le trăim sunt grele și am aceeași tristețe ca și dumneavoastră și revoltă, frustrare, poate. Cumva pe undeva am eșuat cu toții. Și noi, da, poate pentru că n-am știut să ne facem auzit sau am considerat acest servilism, această obediență, să nu supărăm, să nu... Cumva, soțul meu are o vorbă. Sunt prea multe nevertebrate pe lângă noi. Trebuie să avem cumva verticalitate și să sancționăm acolo unde trebuie să sancționăm. Chiar și în fața noastră, atunci când noi greșim față de propriile noastre persoane, față de noi înșine, trebuie să sancționăm. Adică domnul Doru Iordache, care înțeleg că este cel mandatat să deschidă Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, a avut niște luni la dispoziție să miște ceva. N-a mișcat nimic, să știți. Intrăm în a șasea lună și în afară de niște lucruri care se pot face maximum într-o săptămână, deci vorbesc fizic, nu vorbesc de birocrație, dar ca să dai niște var pe perete, ca să scoți, să pui niște geamuri și să scoți niște, să faci așa o gaură prin geam și acum se presupune că ieșeau extractoarele astea de oxigen exhaustoare și acum înțeleg că nu se mai scot, le lipim sau că ar fi trebuit să iasă prin perete sau vă dați seama, astea sunt absolut discuții pe care le auzit și eu așa de la cei care mai sunt pe acolo și cărora le frică să vorbească, pentru că nu avem, încă o dată vă spun, informații oficiale din partea conducerii spitalului nostru. În șase luni domnul Doru Iordache trebuia să dea drumul la spital.
a dat drumul așa cu conferință de presă la centru de la Medea, în condițiile în care în interior, credeți-mă, că se lucra bitir. Da? Adică se lucra și erau schele și nu era, dar trebuiau să dea drumul la ceva ca să ne mai liniștească, așa, știți? Mica, acea mică întâlnire cu presa afară. Da, exact. Da? Ca să ne mai liniștească, să tăcem din gură. Păi tăcem din gură, dar până când? Unii mor acum bombardați, tocmai că nu au tăcut din gură, că s-au exprimat sau și revenind la problema asta, să știți că Spitalul de Boli Infecțioase Constanța nu este o chestiune pe care trebuie să o lăsăm așa în subsidiar, că avem acum alte probleme mai grave. Uitați, avem războiul, amenințarea de, nu știu, bombă atomică sau mai știu eu ce amenințare rusă și așa mai departe. Problemele palpabile există. Gândiți-vă că acești oameni, refugiații ucrainieni, vin peste noi, trebuie să recunoaștem. S-au fost deja ieri internați, da, doi ucraineni, mama și fiul, împușcați amândoi la spitalul din Galați. Și absolut, clar, că trebuie să empatizăm, pentru că noi toți, om să nu fii, să nu poți să nu empatizezi cu tragedia acestor oameni. Dar cu noi, de ce oare nu suntem așa și cu noi? Cu noi, cu poporul nostru, la fel de vocali. Exact. E extraordinară solidaritatea asta a românului. Uitați ce s-a întâmplat, s-au dus acolo, am văzut și eu la televizor, la Isaccea și ce se întâmplă în continuare. Dar să știți că trebuie să luăm atitudine și față de noi, adică față de bătrânii noștri, de exemplu. Eu nu vorbesc acum, nu fac populism, nu am nimic de câștigat, dar vă spun, am pacienți externați de 88 de ani, de 85 de ani, de 90 de ani, da, post-COVID. Și Constanța nu oferă nimic acestor oameni care sunt bunicii noștri, da? Spuneți-ne ce oferă alte orașe, pentru că nu ne-am pus problema nicio secundă, ne-am bucurat, da, că am spus gata, nu e așa. COVID-ul există sindromul long COVID sau post-COVID, când mai ales dacă avem o formă severă și avem un vârstnic cu comorbidități, deci cu multiple tare, oamenii aceștia au nevoie de susținere și de susținere din partea sistemului de sănătate public, mai ales pentru că românul e sărac, da? Ce oferă Constanța? Oferă cumva un centru de evaluare post-COVID? Ajută acești vârstnici pe care nu poți să-i ții cu săptămânile în spitalul județean de urgență, repet, că mai sunt aparținători care spun, doamne, dar încă nu este bine. Nu putem să ținem spitalul județean de urgență ocupat cu pacient care trebuie să-și facă convalescența. Ar trebui să fie într-un alt centru, unde să-i se facă gimnastică respiratorie, kinetoterapie. Ar trebui să ajutăm ce facem cu ei, că Constanța nu oferă nimic. Oradea se pare că are un proiect, o să spun și noi avem proiecte, da? Dar parcă acolo se mișcă lucrurile. Să-mi fie cu iertare, dar uitați-vă cum arată Oradea și uitați-vă cum arată Constanța. Oradea lucrează la un spital de boli infecțioase cu capacitate de 220 de paturi. În timp ce la noi s-au tăiat paturile. Dacă am întrebat astăzi, înainte de a veni, că am ieșit așa astăzi în presă, să am și eu niște informații să vă ofer câte paturi vor fi date în folosință atunci când se va deschide spitalul. În aprilie, în mai, Dumnezeu știe când. Nimeni nu știe. Am întrebat un șef de secție. Nu știu, în jur de 20. E și asta important, pentru că ce este peste 25 de paturi presupune secție și altă finanțare de la casă și una este un compartiment cu sub 25 de paturi. Și cum facem față când noi vara, când litoralul este arhiplin? Cum facem față cererii cu 60-70 de paturi, să zicem, câte ori fi? Da? Și continuând ideea, Oradea are în proiect această construcție, acest spital de boli infecțioase cu 220 de paturi, Oradea cred că fiind mai mică decât noi, ca și așa, și Timișoara construiește în acest moment. Clujul are centru post-COVID, oamenii se pot adresa. Știți ce se întâmplă în Constanța? Dacă ești COVID pozitiv, beneficiezi de evaluare la centrele de evaluare în primele 5 zile de la momentul pozitivării testului. După care la revedere. După 5 zile este la revedere. Spitalul județean de urgență nu poate să acopere toate cererile, este sugrumat, este supra-solicitat, cu personal puțin, cu lipsuri, face ce poate. Ce facem? Ce facem cu oamenii care vin din Ucraina?
nu este vorbă goală. Există clar informare de la Institutul Național de Sănătate Publică, prin intermediul DSP-urilor, există clar o metodologie în care noi, sistemul medical, trebuie să fim pregătiți pentru gestionarea patologiilor infecțioase cu care pot veni vecinii noștri, refugiați. Pentru că este știut faptul că în Ucraina rata de vaccinare, și nu mă refer la COVID, aici mă refer la tot, la rujeolă, difterie și polio, poliomielită, este una redusă. Sunt zone în Ucraina, noi aveam o informare ca infecționiști și în anii trecuți, când nu aveam circulația asta între țările noastre, circulația dinspre Ucraina spre noi, și existau clar informări cum că trebuie să fim foarte atenți la pacientul care vine, de exemplu, din zona Ucrainei cu angină pultacee și trebuie să excludem clar difteria. Deci, bolile infecțioase sunt, încă o dată, rămân. Ele sunt emergente și reemergente. COVID-ul va fi, va veni, este un ARN virus, este un virus care își schimbă structura, e versatil. Și atunci ne vom aștepta și la alte variante. Iată că în Hong Kong avem o altă circulă acum, altceva. Deci noi avem nevoie de spitalul de boli infecțioase să mai degreveze din spitalul județean, din ce se adresează spitalul județean, pentru că spitalul județean, cât să facă față, apropo de circuitele astea epidemiologice, internează tot, pentru că asta este, cazurile grave acolo merg. Spitalul militar nu face față, compartimentul, referindu-mă strict la partea de boli infecțioase, compartimentul de boli infecțioase de acolo, gândiți-vă că nu poate să abordeze patologia pediatrică. Știți unde se duc copiii cu boli infecțioase? Copiii cu boli infecțioase non-COVID, că avem și de-astea. Până nu demult, într-un centru privat din Constanța. Adică noi nu suntem în stare să facem ceva. Timișoara, care este un spital de boli infecțioase extrem de puternic și foarte bine consolidat, acolo în curtea lor și-au făcut încă un centru. Și acolo se poate, se construiește. Noi ne luăm așa după tot felul de lucruri. Înțeleg că acum nu știu ce lipsește pentru proiectul acesta de instalație electrică. Să fac totuși, electrică. Chiar dacă doamna doctor Cambrea nu mi-a răspuns la mesaj, voi cita din interviul sau, mă rog, răspunsurile pe care le-a oferit colegilor de la Cuget Liber, care tot așa au întrebat când se redeschide spitalul și de ce nu s-a redeschis, pentru că ultimul termen pusese 28 februarie. L-am fi acceptat și pe 15 martie, dar să știți că nu se întrevede nimic, pentru că de la venirea profesorului Rafila, domnul ministru, în Constanța, nu s-a lucrat nimic. Nu s-a lucrat. De-abia acum au venit niște muncitori și se estimează undeva la 5 săptămâni de acum încolo. 5 săptămâni. Dacă vin, nu știu ce... Managerul spitalului spune așa: proiectul pentru instalația electrică este gata, depus la ISU Dobrogea, dar ne lipsesc niște caneluri antimicrobiene care vin foarte greu, care nu se găsesc în stoc și se aduc numai pe comenzi speciale. Ele se folosesc numai în spitale, iar fără ele chiar nu se poate, în saloanele bolnavilor sunt esențiale. Ce ne trebuie nouă sunt niște caneluri care rezistă la foc și sunt și antibacteriene luate tocmai din Franța, spune doamna manager, și ca și când tocmai din Franța. Acum 5 luni au putut previziona. În momentul în care vin, ni s-a spus că într-o săptămână este gata un etaj. Totuși, nu pot avansa niciun termen pentru că acesta nu depinde de mine, spune doamna doctor. Și atunci de cine depinde? De cine depinde? Adică atunci de ce suntem în poziția asta? Atunci nu mai acceptăm poziție de manager și lăsăm spitalul să organizeze singurel, așa, cu domnul Doru Iordache, pentru că aceste caneluri, sau cum s-au numit, trebuiau a fi gândite de la început, că bănuiesc că DSP-ul, când a spus că trebuie să urmați aceste criterii pentru a vă redeschide, bănuiesc că trebuiau să știe și să se aprovizioneze, să facă aceste comenzi speciale de acum 2 luni, 3 luni. Pe ce facem? Noi ne-am apucat acum? Vă spun eu ce s-a întâmplat. Acum s-au apucat de partea asta. Acum, în februarie. Da. Eu am văzut așa, când a venit ministrul sănătății, că fiecare arăta cu degetul spre celălalt. Deci eu, de când am început povestea asta cu spitalul de boli infecțioase, eu văd așa, că dacă e întrebat primarul Chițac, primarul Chițac se enervează tehnicalități dintr-o dată așa și zice: ce mă întrebați, domnule, pe mine? Da. Întrebați la ăștia, nu știu, ISU, MISU, oricine altcineva, da?
Doamna doctor Cambra, managerul spitalului, zice, dar nu depinde de mine. Dar de cine depinde? Îmi cer scuze. De cine depinde să iasă naibii cineva și să ne spună exact ce se întâmplă? Singurul comunicat de presă pe care l-ați dat a fost în dimineața în care a venit ministrul. Ministrul. Da. Atât și nimic mai mult. Stop. A venit ministrul. Repede dimineața s-a transmis un comunicat de presă, după care la revedere. S-a închis subiectul, da? După care ați indus oamenii în eroare prin redeschiderea. A zis că se redeschide Medei, la infecțioase. Și toată lumea a crezut că se redeschide spitalul. Asta a înțeles toată lumea. Când, de fapt, v-ați referit la un centru din Medea de evaluare care a fost pentru primele recuperat. 5 zile după ce te-ai pozitivat. Dar în a 6-a zi, bun, Constanțeanu nu are unde să se ducă. Da? Decât dacă este grav, ajunge în UPU. Altfel nu există secții dedicate în a 6-a, 7-a zi. Da? Eu aici revin asupra ceea ce a spus dumneavoastră. Eu am o întrebare la care tot aștept răspuns. Cine a închis spitalul? Asta cred că este întrebarea adresată și de domnul ministru. Spitalul de boli infecțioase arăta foarte bine înainte. Eu nu spun că este o clădire excepțională, mm-hmm, care trebuie, că îndeplinește toate rigorile anilor pe care îi trăim. Dar de ce judecăm cu dublă măsură? Adică pe de o parte avem un spital județean supra-solicitat în care nu mai poți să respecti niciun circuit epidemiologic, când internezi și leucemia și clostridiumul și meningita. La grămadă, da, pentru că... Da, pentru că și nu au cum, nu, da. Și acest spital de boli infecțioase care, să știți, că performa. Adică când merge un lucru bun în țara asta, parcă îi dăm în cap. Da? Spitalul de boli infecțioase era un spital care performa și care a fost închis abuziv. Îmi o asum spunând chestiunea aceasta, pentru că spitalul este format din două corpuri de clădire și acest spital trebuia lăsat deschis în sensul că trebuia sigilată doar aripa cu terapia intensivă, uh-huh, iar în 6 luni, să fie cu iertare, trebuia să fie consolidată și refăcută toată. Că nu vorbim aici de nu știu ce spital de la zero, dar... Noi nu suntem în stare, deci e clar că nu putem, suntem incapabili să construim ceva nou și atunci dacă tot nu suntem capabili să construim ceva nou decât pe hârtie, da? Proiecte de astea mirobolante, dar care nimic nu este palpabil în ultimii 30 de ani, am văzut un spital regional construit. Încă o dată, Doamne ajută, dar nu au legătură, adică nu poate să vină nimeni să spună, domnule, nu, stai să-ți puțin că construim altul, nu mă duce cu discuția de spitalul de boli infecțioase Constanța, așa cum a funcționat înainte de incendiu foarte bine, trebuia să continue să funcționeze cu jumătate de aripă. Pentru că odată închis, închidere pe care nu știu cine a solicitat-o, cine n-a vrut să-și asume, de ce n-a vrut să-și asume, cine răspunde pentru cei care nu au avut acces la specialitate, efectiv, să se trateze, cine răspunde pentru faptul că noi am fost disparați, așa, sunt unii care fac navetă la Megidia, dar de ce să facem navetă la Megidia? Da? Jumătate de spital trebuia să rămână în funcțiune, era afumat atât. Aș fi închis, evident, partea aia cu terapia intensivă, dar și cealaltă jumătate. 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 săptămâni, domnule, o lăsai, o igienizai, făceai ce voiai să faci, că nu-și cere, spitalul județean nu are extractoare de oxigen, nici în ziua de astăzi, și funcționează. Da? Lăsai jumătate de clădire funcțională, nu-ți pierdeai paturile, și aveam jumătate de spital și tu consolidai cealaltă jumătate de spital. Odată închis spitalul, pe care cred eu că acest management l-a închis pentru că n-a vrut să-și asume întregul CA, Consiliul de Administrație, Comitetul Director, probabil n-au vrut să-și asume, domnul a luat foc, gata, îl închidem, pentru că eu așa am înțeles că au fi dat o hârtie către DSP prin care anunțau că spitalul s-a suferit această tragedie cu incendiu și DSP-ul a fi întrebat, bun, și câte saloane mai sunt funcționale? Păi nu mai e niciunul funcțional, cam așa ceva. Și atunci, dacă nu mai e nimic funcțional și voi, șef de acolo, ziceți așa, îl închidem. E, da, dar acum când încercăm să-l deschidem, eu nu sunt chiar DSP-ul nostru, un DSP destul de inflexibil, așa. Adică oamenii, dacă unul și unul fac doi, domnule, nu mai stăm la discuții. Eu nu spun că e bine, că clar că nu e bine, dar poate că au și dreptate. Adică dacă tot l-ați închis, acum vă rog să respectați toate regulile astea. Deci eu nu știu dacă aș blama acum DSP-ul, aș blama toți factorii decidenți care n-au pus cu toții umărul să deschidă spitalul, dar aș blama pe cei care au considerat oportună închiderea spitalului. În loc să închidă doar aripa afectată. Și cealaltă aripă, o lună de zile eram în fără plată, aveam concedii de odihnă, găseam o soluție, ziceam tot și făceam șmotru acolo.
și nu închideau spitalul. Neînchizând spitalul, nu eram obligați să trecem prin aceste fușca audine de niște rigori pe care DSP-ul le cere obligat acum de lege. Spitalul din țară nu le respectă, exact, decât spitalele noi care, nu care le se deschidă la zero. Că nu avem cum să le respectăm. Uh-huh. Da? Și acum suntem în această situație în care, ia uitați, ce facem cu... Ce facem cu patologiile astea care sunt? Păi cum ce facem? Ce facem, doamna? Ce facem noi în România? Dăm mesaje de condoleanțe după ce se întâmplă dramele, ne punem o poză cu o lumânare aprinsă la Facebook, scriem acolo Dumnezeu să-i odihnească și asta facem. În România asta facem. În România îngropăm oameni și transmitem mesaje de condoleanțe pe Facebook. Da. Și cel mult, pentru că vă mărturisesc, mi se pare suspectă inclusiv liniștea ciudată din jurul accidentelor aviatice. Da, în România, în mod normal, un astfel de eveniment unic. Ascultam aseară generali în rezervă care spuneau în întreaga mea carieră nu am auzit de așa ceva. Nu pot să fac comentarii aici pentru că efectiv nu mă pricep. Nu, dar dincolo de aspectele astea tehnice, pur și simplu, deci noi ne-am obișnuit la fiecare tragedie, România e în doliu, pune acolo pe Facebook poză cu lumânarea, transmite condoleanțe și cam atât. Păi da, dar stăm așa într-o stare de letargie, din păcate, și nu avem... cred că pur și simplu credem că dacă stăm în bula noastră acolo de liniște, lucrurile vor evolua cumva într-o direcție, nu știu. Nu evoluează decât înspre rău, să știți. Deci nu, eu una sunt extrem de dezamăgită de tot ce se întâmplă. Nu mai găsim puterea, resorturile, motivația care să ne împingă să vorbim. Pe mine recunosc, nu mă mai surprinde pentru că deja ne cunoaștem, da? Și am văzut că sunteți singura care are curajul să iasă și să readucă în discuție, să readucă tot timpul atenția către acest spital clinic de boli infecțioase. Pare că am uitat de el, că nu ne mai pasă, ne-am luat tot timpul, ne mutăm atenția foarte repede către alte subiecte, către alte lucruri, repet, la fel de importante. Sunt subiecte importante. Dar ce importante, facem? De ce nu punem presiune? Dar mai ales în condițiile actuale, mai ales în condițiile unui război care se duce lângă granițele noastre, vor fi, uitați, mulți copii refugiați, mulți copii care vin și spre, vor fi, pentru că populația Ucrainei, din câte înțeleg, este numeroasă, vreo 40 de milioane. Sigur că da. Poate că sistemul public de sănătate românesc sunt valuri ar putea să vin. Facă față, eu știu, la 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, dacă vin 1.000.000. Pentru că nu trebuie să uităm, noi avem pe sistemul ăsta medical o presiune fantastică, deci conform tuturor normelor, noi vom introduce în programele naționale de sănătate pe acești oameni. Programul național de diabet, programul național de SIDA. Nu spun că nu pot să fac aprecieri dacă e ok sau nu e ok, eu pot doar să spun că aceste programe oricum sunt... cum să spun eu, fac cu greu față cererilor din partea populației noastre. Dar pentru că noi nici nu facem nimic pentru a veni cumva pe partea cealaltă și pentru a susține sistemul, pentru a deschide, păi pentru a investi. Haideți, dacă adică vreți să ajutăm. De și populism, exact, populism de la televizor și exact. De a fi e bine să foarte încercăm să facem ceva nimic. Și pentru noi. Adică, Doamne, încă o dată, dacă e cazul, sunt dispusă să mă duc și voluntar să fac triere la graniță. Așa m-am oferit voluntar și la Medea la evaluare, nu m-a chemat nimeni. Sunt dispusă să mă duc să fac triere, să fac, dacă mă cheamă cineva, eu sunt dispusă să ajut. Dar haideți să fim un pic raționali. Din stocurile astea de sânge trebuie să fim atenți să avem stocuri și pentru noi, pentru că nu ne ajung pentru noi. Nu, sunt foarte multe trebuie campanii. Trebuie să fim foarte atenți. Eu aici n-am venit decât să subliniez faptul că în acest moment, când se poartă un război lângă noi, noi cu atât mai mult avem nevoie de deschiderea spitalului de boli infecțioase, ca să poată să degreveze pe partea de patologie de boală infecțioasă spitalul județean. Și am senzația, știți ce mi-a spus cineva aseară când eram tot așa, tot nu reușeam să înțeleg ce se întâmplă, adică cum e posibil totuși să observăm că de fapt în absolut toate instituțiile statului, de jos până sus, toate instituțiile statului au fost ocupate, populate
cu niște incompetenți, cu niște impostori. Și mi-a spus cineva, ce n-ai înțeles? Ești la Constanța, am fost părăsiți, am fost abandonați deja. Fiecare își urmărește propriul interes. Pare așa, adică impresia oamenilor este că ce așteptări mai ai? Nu mai avem așteptări. Nu mai avem așteptări. Eu totuși voi comenta în continuare, în ciuda faptului că sunt percepută inclusiv de unii colegi care nu înțeleg de ce nu stau eu potolită și mă expun așa, consider în continuare că acest spital este extrem de important. Nu, vă reamintesc că spitalul avea și un nucleu de cercetare foarte puternic, să știți, un nucleu de cercetare care chiar cu brio a participat în diverse trialuri, studii clinice pe partea de hepatită cronică cu virus C, cu noua terapie interferon-free sau pe hepatită B, nu mai vorbesc de partea de HIV-SIDA. Acești pacienți ai noștri cu hepatite cronice de-abia își găsesc pe la gastroenterologie loc, se mai dau rețete, nu știu cum se mai dau rețetele astea compensate. Am pacienți cu hepatită cronică în evidență care mă întreabă, doamna doctor, dar mie când îmi faceți evaluare? Îi chem pe unde se mai poate, spre deloc, că n-ai pe un se chem decât în regim privat, ceea ce este cont pentru ei, da? Pentru că este dreptul lor. Da? Pacienții cu HIV-SIDA în continuare au continuitate numai pe partea de asigurarea medicației și numai în regim de spitalizare de zi, adică doar un consult și cam atât. Dar oamenii ăștia mai au nevoie de spitalizare continuă. Existau la un moment dat niște grupuri totuși pe WhatsApp, așa au susținut cei de la primărie, că există, se comunică permanent nu s-a comunicat cu angajații? Deloc. Nu s-a comunicat deloc. Personal am comunicare pe grupul nostru de WhatsApp restrâns al secției din care fac parte și pe care doar acolo mai sunt, pentru că am considerat că nu are sens să mai rămân într-un grup de comunicare al spitalului în care nu aveau voie să, în care era restricționat accesul pentru a scrie postări sau mesaje din partea angajaților, ci numai din partea conducerii. Doar administratorul grupului. Exact, administratorul grupului care era grup, da, managerul, exact. Și atât exact. Și atunci am considerat că trebuie. Am considerat că trebuie să ies. Am rămas numai pe grupul restrâns și pe grupul din care fac parte acum din Sanitas, pentru că solidaritatea sanitară este absolut degeaba în spital. Dacă știți cum e, ați început prin a spune că cam am avut dreptate. Păi cam am avut dreptate. Știți, parcă n-aș fi vrut să am dreptate. Pentru că iacătă au trecut 6 luni și suntem într-un pericol destul de mare acum, dacă se ridică starea de alertă, fiind 200 de 100 și ceva de oameni care suntem detașați fără loc de muncă, da? Și încă o dată, nu vorbim numai de angajați și constanțeanul de rând. Să vedeți cum caută săracii și scriu pe Messenger, pe unde să ne ducem, unde. Ar trebui să învățăm totuși să ne urmărim cumva interesele noastre directe. Ar trebui să învățăm să luptăm pentru drepturile noastre. Repet, este minunat faptul că luptăm pentru drepturile altora. Este absolut minunat. Haideți să facem un efort și să luptăm și pentru drepturile noastre. Exact. Să facem un efort și să punem presiune pe toți și pe tot ceea ce nu funcționează în țara asta. Este inadmisibil ca noi ca cetățeni să stăm și să acceptăm să fim mințiți, păcăliți, ignorați, pentru că lipsa asta de comunicare arată doar faptul că nu le pasă. Nu le pasă. Noi nu contăm, pasă, nu contăm ecuația domniilor lor. Noi suntem, noi ca, de exemplu, angajații, nu trebuie să ni se dea voi informație, deși nu e chiar așa. Eu am mai spus-o și în alt context, am mai primit acest sfat că niciun angajat nu este de neînlocuit. Eu o să vin și să contrazic, să știți. Pentru că acești oameni, nu mai vorbește nimeni de personalul temporar.
personalul temporar, cei 60 și ceva de oameni. Acești oameni, de exemplu, au fost formați de către noi în 2 ani de pandemie. Acum, cu greu, au fost detașați, doar pentru că dumneavoastră presa a spus pe tapet faptul că li se terminau, li se desfăceau contractul de muncă pe motiv că spitalul de boli infecțioase nu mai e spital COVID. Dar, grație intervențiilor presei locale, oamenii ăștia au fost detașați. Conform contractului lor, în momentul în care se ridică starea de alertă, lor li se desface contractul de muncă pe o perioadă de până la 30 de zile, adică poate fi și a doua zi. Am înțeles că există la nivel superior, central, un proiect de lege în baza căruia instituțiile care au beneficiat de serviciile acestor oameni să poată să-i păstreze. Credeți că Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, atunci când se va deschide, mai poate să păstreze acești angajați în condițiile în care vom funcționa doar pe un sfert sau, o treime din capacitatea noastră? Eu cred că vom avea mari probleme în a ne plăti salariile și în a ne autofinanța pentru personalul angajat pe perioadă nedeterminată. Ce facem? Adică, pe de o parte, formăm oameni și pe de altă parte avem un personal insuficient la patul bolnavului, spitalul de urgență, de exemplu, și pe de altă parte ne descotorosim de unii care au demonstrat că pot face față. Nu, da? Dar România probabil că vor lipsă acută de personal, exact. Cum să spun, calificat. Pentru că poate pe hârtie avem asistență. Pe aceleași considerente, îmi cer scuze, nu ne-a interesat atunci când doctorii au plecat din țară. Nu, chiar bineînțeles că s-au pregătit intens, i-au primit cu brațele deschise. Da, i-a interesat să-și vedeze un corp profesional foarte bine pregătit și foarte solid. România ce a făcut? A spus... Acolo e granița, da, plecați. Românii, vedeți, în continuare, în conștiința așa colectivă, au ce au cu cadrele medicale. Sigur că sunt o groază, chiar o groază, o să spun, nu o să zic excepții. Sunt foarte mulți oameni care nu au ce căuta în sistem. Oameni care în continuare primesc diverse atenții. Cred că există și oameni care condiționează. Oameni care nu dau dovadă de empatie la patul bolnavului. Oamenii ăștia ar trebui rejetați de sistem. Dar uitați că atunci când avem parte de oameni care au demonstrat, și vorbesc și de temporarii aceștia, acum ne descotorosim așa de ei și nu realizăm că avem nevoie ca noi să fim respectați, pentru că dacă noi suntem respectați, poate vom identifica persoana de lângă noi care nu merită să facă parte din brazla de doctor sau de asistente și o vom exclude noi. Dar în momentul în care noi nu mai suntem respectați și suntem cu totul băgați așa într-o oală, noi toți suntem șpăgari, noi toți suntem nenorociți, iată, inclusiv propriul nostru management ne desconsideră. Ce pretenții să mai avem de la întreaga societate să lupte pentru ce? Pentru spital? Deci eu am un management care nu comunică și nu ne spune absolut nimic despre planurile pe care le-au de făcut, despre ce au făcut până acum exact. Și avem pretenții ca să ne respecte cei din exterior. Noi trebuie să învățăm aici un pic, să ne respectăm. Avem pretenții, măcar să ne urmărim propriul interes. Și am pretenție de la mine să înțeleg că, indiferent cât de mult îmi place sau nu îmi place, de exemplu, de doamna doctor, depinde de doamna doctor. Pentru că dacă mâine mă îmbolnăvesc, eu am nevoie de cineva care să fie pregătit în a-mi salva mie viața. Și acel om este doamna doctor. Așa că îmi place sau nu îmi place, că e blondă, că e brunetă, că ar trebui să arate așa sau altfel, da, interesul meu ar trebui să-mi dicteze să o susțin pe doamna doctor în demersul ei, pentru că într-un final este și interesul meu. Adică e atât de simplu. Dacă nu putem să gândim altfel, dacă nu putem să gândim la nivel, nu știu, stratificat, că o societate nu poate să funcționeze așa cum vedem că arată România astăzi și că solidaritatea ar trebui să fie îndreptată și către noi înșine. Către noi înșine. Dacă ar fi îndreptată, așa direcționată, către scopuri pozitive, punctuale, clare și să avem tăria să deschidem gura pe subiectele astea,
Să ieșim din pasivitate, lașitate. Da, asta este. Cred că ne trebuie un pic de acțiune. Adică această pasivitate nu face bine. Și aici vreau să subliniez faptul că eu chiar sunt omul de la patul bolnavului. Eu chiar fac medicină din pasiune și chiar nu mi-am dorit și am repetat de multe ori niciun fel de funcție. Mi s-a spus că sunt... cumva reacționez la ce se întâmplă din cauza faptului că nu am fost aleasă manager și că a fost aleasă doamna doctor. Știți ce se întâmplă? Poate că acum 6 luni, în naivitatea mea, poate la acel moment când am acceptat să numi, o colegă m-a numit acolo la votare, să se aleagă între mine și doamna doctor Cambrea, naivitatea mea chiar am crezut atunci, motivată de dorința mea de a face bine mai mult și mai mult, chiar am crezut că aș fi putut să fac ceva, dar a fost un moment extrem de scurt, așa îmi pare rău că nu m-am retras în momentul ăla și eu chiar vă asigur că nu îmi doresc nicio poziție de conducere din punct de vedere administrativ, pentru că întâmplător deși am cursul acesta de management sanitar și am văzut ce presupune. Presupune să nu-ți mai faci meseria de medic. Adică eu vreau să fiu medic și eu țip în continuu pentru deschiderea spitalului, pentru că eu cred că acolo, în calitate de medic infecționist, pot să fac mai mult. Și de-aia am fost totdeauna un pic urgică contra așa cu conducerea, care ar fi fost conducerea, că mi s-a spus, păi mai ai terminat cu doctorița Halichidis și m-ai luat pe mine. Doamna doctor Halichidis avea cu totuși cu tot o altă abordare în raport cu angajații, să știți. Dar eu tot timpul am avut ceva mai mult. Știți că eu nu înțeleg, nu sunteți în primul rând colegi, adică mi se pare că privim din start greșit toată relația asta angajator-angajat. Da. Adică, noi toți ar trebui să fim colegi, dar nu suntem. Sunt oameni care își doresc foarte mult poziții în facultate, în funcția aceasta administrativă, okay, și sunt oameni care să-ți dorești mai mult. Dar da. Nu călcându-i pe cap pe ceilalți, okay, ci dovedind chiar că profesional spunându-mi textual, vrei să fii manager, așa, și dacă să zicem acum 6 luni sau un an, să zicem, așa, care ar fi fost problema? Har Domnului că nu sunt, dar pot în calitate de medic să-i reproșez și să-i imput actualului manager că nu a fost în stare să comunice cu angajații, că nu a fost în stare să facă corp comun cu angajații, uh-huh, împotriva unei administrații publice locale care trebuia să administreze spitalul, clădirea, pentru că această administrație publică este ordonatorul de credite și trebuia el să rezolve problema clădirii și a tuturor proiectelor, și-a lăsat-o pe această doamnă doctor să învețe termenii tehnici și să încerce să facă proiecte. Nu înțeleg de ce acceptă efectiv doar pentru poziția asta de manager, când vezi că pur și simplu nu poți să faci și nu ai deschis spitalul și nici nu se întrevede ceva bun la orizont. S-a discutat mult de acest modular, că containerele acestea, că vor prelua din deficitul de 4 pe care îl pierdem odată cu noile norme impuse de DSP. Unde este? Unde este proiectul? Unde este? S-a făcut ceva? Să nu-mi spună că s-au scos doar copacii. Păi dacă noi n-am fost în stare în 6 luni de zile să terminăm, să finalizăm cu proiectul electric pe câteva saloane acolo, pe câteva paturi, mie îmi spuneți că vine acum nu știu ce modular cu 80 de paturi sau câte... Adică în ce film trăim? Nu vedem lucrurile toți cu aceiași. Deci sunt extrem de supărată, revoltată, dezamăgită de toți cei care nu au înțeles că spitalul ăsta care performa trebuia să fie, nu, în primul rând, nu închis, iar dacă tot l-au închis, trebuia să găsească cumva soluții, toți factorii decidenți, să-l deschidă în 2 luni, în 3 luni, dar noi intrăm în a 6-a lună și nici gând. Nu îmi dau seama dacă este incompetență, dacă este rea intenție. Și știți ceva? Eșec. Pentru așa mine, percep eu. Pentru mine, eșec. Ca cetățean, nici măcar n-ar trebui să conteze explicațiile eșecului. Da, este un eșec. Asta este.
a fost o tragedie fără margini ce s-a întâmplat acolo, dar încă o dată au mai murit și alții prin lipsa de lipsa faptului că acest spital nu a funcționat. Da, numai că nu-i pune înțelegi. Nimeni la socoteală și nu se întreabă nimeni câți oameni au murit din cauza faptului că nu au beneficiat de tratament adecvat în aceste câți 6 luni. Câți oameni nu au avut pat în plin COVID și nu numai COVID, că încă o dată nu e numai COVID. Am stat cu o doamnă venită în regim privat pe la care am insistat să fie internată undeva cumva și nu, efectiv nu s-a găsit pe unde și prin WhatsApp cu perfuzii și cu analize luate prin... Nu se poate așa ceva, dar până când acceptăm noi asta? Facem practic o medicină de război, dar nu ne dăm seama. Adică nu da, este se practică în România. Da, este o medicină de dezastru. De front. Da, da. Este o medicină de front, se lucrează, adică ceva incredibil. Dacă ați înțeles exact ce a explicat mai devreme doamna doctor, pentru că nu a găsit niciun loc unde să fie internată acea doamnă, s-a făcut medicină pe WhatsApp și acea persoană a primit tratamentul în urma indicațiilor oferite pe WhatsApp. Și adică era o infecție oarecum intraspitalicească. Da. Că infecțiile intraspitalicești sunt peste tot în lumea asta. În România sunt însă așa... La un procent care ar trebui să dea de gândit. Nu vreau să încheiem emisiunea. Îmi dau seama perfect că poate că n-am fost în starea pe care v-ați fi dorit dumneavoastră să o vedeți astăzi. Da, nici eu. La emisiune. Nu este, este departe de a fi o emisiune optimistă pentru că, din păcate, nu văd, repet, nu văd. În momentul ăsta, eu personal, când mă uit în jur, nu văd, în afară de incompetență, de sus până jos, în afară de oameni care aruncă vina unii pe ceilalți, în afară de o falsitate incredibilă... Da, și multă ipocrizie. Da. Văd frumosul, îl văd în noi, în cetățenii care atunci când se întâmplă... Deci suntem pe cont propriu, eu asta am înțeles. Că suntem pe cont propriu, adică ne mobilizăm noi, așa, unul câte unul, ok, ce facem, se întâmplă așa, hai să punem, scriem pe WhatsApp, hăinuțe pentru copil de 5 ani, hăinuțe pentru copil de 7 ani, medicamentul nu știu care, doctorul nu știu care, da, vorbim între noi, doctorul cu pacientul, pe WhatsApp, ne ducem, cumpărăm, suntem pe cont propriu, încă o dată. Dacă ne uităm către stat, statul este un eșec total. Da, a avut dreptate Iohannis. Statul e eșuat. Statul e eșuat. Cu el, cu președintele în frunte, eșuat și cu tot ce înseamnă clica asta, care a acaparat, repet, transpartinic, o clică de incompetenți. De oameni care au ajuns doar pe tot felul de considerente, în locuri în care nu au ce să caute și pe mâna cărora mor alți oameni. Atâta tot. Eu sper ca la următoarea întâlnire, nu știu dacă va fi iar peste aproape 6 luni, sper să vin și să vă povestesc și de ceva medical, să știți că eu pot vorbi și de lucruri medicale, nu numai despre frustrările mele legate de faptul că spitalul nu este redeschis. Pot să vorbesc și de parte medicală și aș vrea să vin și să vă povestesc și că spitalul e funcțional și că ia uitați ce lucruri facem și că nucleul de cercetare și-a repornit treaba și că avem un plămân artificial și că... Și să răspundem eventual diverselor întrebări pe care le-ar avea constanțenii, telespectatorii care ne-ar transmite. Și cumva că încercăm să fim mai buni, adică fiecare dintre noi greșește și uman și profesional. Nu există om care să nu facă greșeli. Ar fi minunat doar ca să ni le recunoaștem și cumva să evităm a le repeta. Și să mergem mai departe. Deci eu tot aștept o comunicare mai bună din partea spitalului, din partea conducerii. Aștept să ne spună că lucrurile sunt în direcția bună și să le vedem, nu să-mi spună, să le vedem palpabil că se întâmplă ceva, iar eu să vin să vă povestesc că de cazuri deosebite sau ceva ce am reușit noi să ducem mai departe, pentru că au fost și cazuri pe care spitalul le-a gestionat și nu le-a trimis la București, adică am reușit să salvăm niște oameni aici, că aș vrea să vă povestesc de ceva, că ne depășim un pic condiția, că avem o terapie intensivă mai bună, mai școlită, și noi infecționiștii cu multe alte cursuri, adică să vedem un pic că vrem mai înainte. Mult și că mergem înainte. Uh-huh. Da.
Mulțumesc până mult. Un alt, acum stăm și vorbim și ne uităm, uitați la niște imagini și vă spun când dimineața când plec spre județean, trec prin fața spitalului de boli infecțioase și îmi dau lacrimile și să știți că nu sunt labilă psihic. Nu e. Și știu că tendința întotdeauna este de a arăta cu degetul către omul care... mi se întâmplă și mie, că eu de exemplu, țip la emisiune. Dacă mi urmăriți emisiunea, ați văzut că sunt par așa, isterică. Cred că suntem vărsătoare adică, amândouă. Da. Suntem un pic mai impulsive, mai... poate așa e așa. Firea și, noastră. Lumea zice, țipă, țipă aia, isterică. Da. Atâta vorbești, ce tot? Pentru nebună, că cunoaștem, cunoaștem. Trec lunile și se dovedește că tot ce a scris, tot ce a spus... Din păcate, se adeverește. Și pentru care, lucruri pentru care a fost arătată cu degetul în tot acest timp, din păcate, da. Din păcate s-au adeverit. Mulțumesc mult. Și eu. Pentru prezența în emisiunea astăzi. Încă o dată, Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei care au murit în accidentele aviatice de seara trecută. Condoleanțe familiilor îndoliate și multă, multă, multă putere. O seară bună. La revedere.